momentului ratele vor crește în continuare în România pentru că indicele ROBOR, după care se calculează toate creditele imobiliare luate înainte de mai 2019, a depășit valoarea de 8%. Doar în ultima săptămână creșterea a fost de 0,6 puncte procentuale. Cine e afectat? Ne spune Silvian Trandafir. Bine v-am găsit. Vedem că în doar o jumătate de lună ROBOR la 3 luni a crescut cu un punct procentual, de la 6,99 cât era pe 14 iulie la peste 8% în prezent. Astfel, cei mai afectați de această creștere vor fi românii care au credite imobiliare luate înainte de mai 2019. Avem și un calcul. Pentru un credit de 250.000 de lei pe 30 de ani, anul trecut un român plătea o rată de aproximativ 1.350 de lei la un ROBOR de 1,51%. La începutul anului, același român plătea o rată de aproximativ 1.600 de lei, iar acum, la nivelul ROBOR de peste 8%, rata acestui credit a ajuns la aproximativ 2480 de lei. Accelerarea creșterii ROBOR vine ca urmare a majorării dobânzii cheie de către BNR de la 3,75% la 4,75% la începutul acestei luni. Economiștii spun că dobânzile vor continua să crească până când inflația se va stabiliza, iar potrivit estimărilor BNR, acest lucru se va întâmpla abia anul viitor.